Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Pentru că avem doar un nou episod pe săptămână în Turcia, astăzi încercăm să vă potolim puțin curiozitatea, redându-vă câteva noutăți care s-ar putea întâmpla în episodul 82, iar după difuzarea serialului din Turcia, vom reveni cu rezumatul complet. Shengul dă buzna în casa lui Gonul cu toată gloata după ea, spunându-i acesteia că a venit să își ia tatăl copiilor cu care este căsătorită de 20 de ani, în timp ce Gonul rămâne în ușa casei fără cuvinte. Ogulcean, în care acum este iubitul lui Afrafiica lui Gonului, sărută mâna doamnei la intrare, ca și cum el a venit împreună cu mama sa, dar pentru o altă treabă, dorind cumva să-i spună sărut mâna mamă-soacră, de parcă numai de așa ceva avem Gonul acum. Apoi, Shengul îi promite lui Gonul că o să o facă țăndăr dacă iese în față, după care îi spune că se va căsători cu acest bărbat numit Orhan. Apoi Shengul își urcă familia într-o mașină de tip camionetă, urmând pregătirile de nuntă. Doruk împreună cu Asie pregătesc un cântec de nuntă, iar Nebahat pare să fie încântată de recăsătorirea lui Orhan cu Shengul, gândindu-se la fiecare membru al familiei Eren, pregătindu-i fiecăruia haine speciale de nuntă. Se pare că Berk este nevoit să se despartă de mama sa pentru repetatele ei planuri avute împotriva familiei lui Aibik. În timp ce Ayla rămâne înlăcrimată în ușa casei, rugându-le pe Berk să nu plece, dar acesta îi spune că nu mai are ce discuta cu ea, nemai dorind nici măcar să o vadă. Suzan împreună cu Akif ajung înaintea judecătorului, deoarece are loc divorțul înaintat de către aceasta, însă Suzan rămâne șocată când îl aude pe Akif, implorându-le pe judecător să nu-i despartă. Îmi iubesc foarte mult soția, domnule judecător. Vă rog să nu ne despărțiți. Conflictul dintre Sark și Omer continuă, dar în acest episod se pare că relația dintre Omer și Susen începe să se refacă. Aceasta ajunge să-i spună răspicat că nu este într-o relație de dragoste cu Sharp, așa cum crede el la un moment dat. Omer începe să aibă din nou încredere în Susen și simte cum sufletul acesteia încă însurâde în prezența lui. Mulțumim că ne-ați urmărit, revenim cu rezumatul.